Cetățeană Mardare Luminița, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Patraulea Ștefan? Da. Ce s-a întâmplat, Fănică? Iliba. Cetățeană Teica Maricica, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Trandafir Alexandru? Da. Cetățeană Mocuță Stela, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Steria de Gheorghe? Ce faci, dragă, mă iei? Da. Mă ia, că de-aia am venit. Constat că au fost îndeplinite condițiunile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispozițiuni din codul familiei. Vă rugăm chiar. N-am vrea să... Miliția. Dar mai repede să apucăm să o terminăm. Ai făcut ceva, cu ce ai venit? Cu ce ai venit? Și aici. Te rog. Să trăiți, tovarăși capitan. Tovarăși capitan, ăsta-i blestem, nu se poate. Să trăiți. Nu mă căsătoresc odată cu Borfași. Ai, nu, băieți, mă, nu fiți exagerați. Dacă sunt liberi, au și ei dreptul să înstare ca și voi, nu? Și capitan, acum e aproape 9 și 30 de minute. Peste o oră vreau să aflu că brigada Fapte Diverse a plecat în concediu pe litoral. Cu neveste, cu copii, așa cum pleacă niște oameni serioși. Da, dar știți că neveste nu prea avem toți. Cine are? Cine n-are, fără neveste. Poate vă aduceți aminte că noi am mai fost în concediu toară și mai urmă. Am trimis chiar o ilustrată de la... Mai mergeți odată. E vorba de vreo recompensă, ceva, nu de altă, dar ar fi foarte bine să le spun și băieților. Nu, nu le spun nimic. Vi s-au reținut trei camere în stațiunea Venus. Stațiune modernă, soare, valuri înspumate. Ce poate fi mai frumos? A, nu, doar și mai ori, permite să vă raportez. Eu n-aș fi vrut să plec acum, dar în sfârșit îmi dau seama, sigur, că e un lucru foarte important. S-a furat o vâslă de la o barcă sau niște tacâmuri de la o cantină și neapărat nevoie de noi, sigur că îmi dau seama. În sfârșit, cum credeți și dumneavoastră, dacă... Cum s-o fi descurcând, doamne, tovarășia, fără noi, eu nu-mi dau seama. Asta mă întreb și eu. Mai aveți 45 de minute. În orice caz, ar fi bine să nu le dai băieților prea multe explicații. Ce explicații să le dau, că nici eu nu știu despre ce e vorba? La ora asta nu știu nici eu. În orice caz, e vorba de o acțiune comună, dirijată de tovarășii de la miliția din Constanța. Mi s-au cerut mai multe echipe de băieți descurcăreți. Da, da, și v-ați gândit la noi. Păi ce să fac dacă alții mai buni n-am? Apropo, ai grijă de condiția fizică a băieților. Da. Străiți, tovarășul major. Voi ați fost în concediu? Nu. Nu, eu plec pe 15. Pe 15? Nu, plecați acum, pe litoral. Pentru o zi, pentru două, nu se știe pentru câte. Nu-i așa, doar și capitan? Plecați cu toții. Da, doar și mai ori, sigur. Pentru o zi, pentru două, pentru șapte, pentru... Nu-i așa, ca să găsim busla. Tacâmul de la cantină, nu-i așa? Mingea care s-a furat acolo și pe care trebuie să o găsim cât mai repede cu putință? Pentru ca viața în stațiune să-și urmeze cursul normal.
Așa, bravo, bravo. Ia să vedem noi dacă mai ții minte ce ai învățat. Să zicem că un infractor pronunță cifra 3. Ce faci? Oh, bravo, 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 Costele. Dar dacă auzi numărul 11, ce faci? E, uite, vezi, aici e confuzia, mă, că tot de două ori latri, mă, Costele. Auzi la mine. Tot de două ori latri când auzi sau vezi cifra 2. Înțelegi? Așa că... Priți! Dragi capitan, tocmai spuneam lui Costel... Plecăm în 2 minute. Da, am înțeles. În 2 minute. Uite, vezi confuzia, mă? Termină cu latratul ăsta, că aude tu, Alșmaior. Făceam o repetiție de... Aici te-ai găsit să faci repetiție. Tovarăși capitan, mă iertați. Ne-a dat ceva așa pe măsura noastră? Ce măsură, mă? Suntem brigada fapte diverse, suntem. Ne-a dat oar și plutonier, nu visez decât spargeri, crime, furturi și cazuri din ce în ce mai complicate. Hai, Costel. Hai, tinerețe! La dreapta! La stânga și la mare. Hai la mare. Ah, concurs, mereu înainte după ce am ajuns eu primul. Nu e corect, plutonier. Nu e corect. Hai să ne grăbim, poate mai apucăm niște raze ultraviolete. Hai, căpșuna. Da. Ce faci, mă, băiatule? Îmi desperia, mă, ce te sperie. Hai, căpșuna, hai. Imediat o lași, căpita. Dă-mi mâna, dă-mi mâna. Mă, tu știi să-mi noți? Păi ce faci, plutonier? Termești fără comandă? Ia de mâna la mine să te salvez eu. Să salvăm pe Angela. Dați mâna la mine, așa, așa, dați mâna la mine. Foarte bine, foarte bine. Ia, treci și tu pe partea asta la altă. Oh, opa. Hai să ne grăbim, poate mai prindem niște raze ultraviolet. Să ne grăbim, că tot soarele o să fie și după amiază. Explică-i dumneata că ești tot legitim ce înseamnă pentru un milițian soarele și razele ultraviolete, ce condiție fizică trebuie să ai și cum trebuie să faci față tuturor sarcinilor care ți apar în față, nu-i așa? Așa e, dragi capitan. Angela, ți-a mai spus să faci din mură și că te-ai trăiesc să știi că ai un soț milițian care are și superiori. Gradați! Hai, zâmbește să nu creadă că te ceartă. Căpșuna! Imediat, dragi capitan, imediat! Ah. Vă rog, serviți-o portocale. Nu, portocale, gogule, gogoș. Oh, minciunele. Minciunele, n-am mai mâncat minciunele de 30 de ani. De când ați plecat din România? De atunci, gogule, de atunci. Vă supărați dacă v-aș ruga să vorbiți numai în franceză? Dar numai în franceză, să mai prind și eu câte un cuvânt. Știți, am vrut să mă angajez la ONT și n-au vrut să mă primească pe motiv că nu posed bine o limbă străină. Și le-am și cântat. C'est si beau, si beau est sur la mer, c'est si beau, pa-ba, degeaba, ce să fac? Ce franțuzește, domnule? Știi dumneata că în 30 de ani de câte ori mi-a venit să înjur, am înjurat numai pe românești? Vă cred, noi românii avem niște înjurături trejolii, comme il faut, n'est-ce pas? Basta? Își schimba cum culoarea și-și preamătă cărarea pierdută în infinit. Mara, mă copleșește mara, dar lazuri larg s-au ridicat, cumplit și apoi din nou s-au risipit. Pe mara neagră, albastru paradis, pe marea neagră trăiesc un straniu vis. Mă regăsesc în dansul ei nebun și ciudat, când m-am depărtat de mare. Să trăiți, tovarășul capitan! Ce faceți voi aici? Suntem într-un fel de turneu. Dăm un spectacol muzical coreografic pe litoral. Multe balerine, prestidigitație, spectacol modest, dar cu haz. Dacă doriți să-l vedeți, veniți diseară. O să venim. O să venim. Unde se ține spectacolul? La grătina un pahar de vorbă din Mangalia.
Dar cu cățelul ăsta ce? Vreo nouă achiziție sau ce? Să mă usuc dacă știu, tovarăș capitan. Dumneavoastră v-ați convins că eu când fac ceva spun. Se ține așa după noi, fără motiv. După tine. Și după tine s-a ținut. Mă, cum ai învățat pe ăsta să mă latre? Vă jur că nu l-am învățat eu. Nu vă jur că nu-l cunosc, tovarășul capitan. Ce să fac? Se ține așa? Marș, mă, de aici. Marș, bine. Se poate bea și un șpriț. Da, merge și un pahar de șpriț. Vă rog să poftiți număr cât mai mare, tovarășul capitan. Sunteți invitați. Cățelul ăsta se ține așa după tine. Nu, vă dau cuvântul meu de onoare că n-am nicio legătură cu acest cățel. Da, nicio legătură. Ia, vă jur să trăiți, tovarășul capitan. La revedere. Vine după noi. Hai, repede. Maestrul Trandafir, după o îndelungată activitate de mim, încununată de mari succese, s-a dedicat estradei fiind libretist, cântăreț, compozitor, dansator și regizor de culise, muzical, tehnic și principal. Auzi, Meta? Trupa de artiști sub conducerea sa, în urma succeselor dobândite, va efectua în curând un turneu peste hotar. Nu știu, parcă un blestem. Eu cred că de ăștia nu mai scăpăm nici în mormânt. Poftim. Ai spus ceva? Nu. Nu. Fascinanți, au cucerit publicul din țară și de peste hotare. Și acum, surpriza serii, cântăreasa Lia. Nu știu, dar nu pot uita tot ce-a fost. Folie Berger! Mare că și au pâine. Glasul tău că mă chema și mă ruga. Mai stai din Laila. Nu l-au zis mai sus. Când îți vorbeam de iubirea cea mare. Ai surzit? Ai surzit? Hai că mă urâtiesc! Hai domnișoare, ce faci aici? Pardon! Sunt convins că v-au plăcut foarte mult. Dacă ați putea să-i ajutați să încheie un contract cu un teatru din Franța, din America, de oriunde, v-ar fi recunoscători. Dragul meu, ți-am spus că pasiunea mea sunt operele de artă, nu artiștii. Mi se pare că aveți o biserică în Constanța, un adevărat tezaur, icoane, un altar superb. Vă trec în program și biserici.
Jamia, statui, avem. Te rog, neapărat. Da, cu ei ce face? Cu ei? Să văd. O să mă mai gândesc. Gândiți-vă. Că să vă... Momentul, moment, da. Poftiți cravata. Cravata mea. Alo, 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 alo. Poftiți și cureaua. Cureaua mea. Alo, alo. Da. Nu e al dumneavoastră? Portmoneul meu. Suta. Am avut o sută. Ce sută? Suta mea. Pe lută, tași, nu mă faci. Mie să-mi dai suta. Nu, dumne, mie îmi dai suta. Dai, îmi dai suta. Cum au reușit domnul ăsta? Să facă rost de autorizații și să dea spectacol aici. Directorul trustului a fi știind ceva? Nu știu, tovarăși capitan. Dar dacă vreți, mă interesez mâine. Mulțumesc. Mie să-mi dai suta. Doamne, nu știu, mie îmi dai suta. Nu, pe... Nu, pe lotă, nu mă face de râs. Pe lotă, mulțumesc. Mie să-mi dai suta. Pe lotă, tași din gură, nu mă face de râs, că mă cunosc. Termină-mă să trăiți, tovarășul capitan. Tovarășul capitan, dumneavoastră mă cunoașteți. Eu lucrez pe onoare. Ce are omul ăsta cu mine, tovarășul capitan? Salvați-mă, tovarășul capitan. Taci-mă, tovarășul capitan. De ce nu vă uitați la mine, tovarășul capitan? N-ai avut-o, ai mâncat-o, ai pierdut-o. Tovarășe Patraulea, de ce ridici tonul? Și te ocupi iar de scrocherii? Dă suta omului. Mie să-mi dai suta. Autorizație ai? Nu e vorba de autorizație, tovarășul plutonier. E vorba de altceva. Dă-ți că-ți dau suta. Nu că... Să trăiți, tovarășul capitan. Bună seara, să trăiți. Am fost preveniți că zilele acestea va intra în țara noastră o bandă de traficanți de stupefiante care a scăpat controlul efectuat în alte părți. Se pare că indivizii lucrează cu ajutorul mai multor complici. Descoperirea și anihilarea întregului sistem este obiectivul misiunii noastre. Vă rog, am apelat la ajutorul mai multor echipe, fiindcă este necesar să organizăm o acțiune amplă, pe mai multe planuri. Fiecare echipă va intra în acțiune la momentul oportun. Până atunci, v-aș ruga pentru a nu da de bănuit eventualilor complici, să vă comportați ca niște cetățeni veniți în concediu la mare. Tovarășe capitan Panait, vă rog să vă apropiați. Prima zonă, cea cuprinsă între Vama Veche, Mangalia și Jupiter, Venus, o vom încredința echipei sosite de la București. Este sigur că traficanții de stupefiante vor intra în țară prin punctul de frontieră Vama Veche. Cu arma asta ce? Au autorizație, sunt vânători. I-am controlat eu. Altceva mai au? Nu, nimic. Trecem la luat. Prima și a treia le las în seama ta. Există vreun indiciu? Execută ordinul fără comentarii. Să trăiți, am înțeles. Vin și eu după voi. Gata, poftim în mașină.
Mi se pare că au dat ceva unui individ care aștepta pe marginea drumului. Nu-i rețin semnalmentele. Încerc să mă țin după el. Cred că ar fi nevoie de plutonierul căpșună. Bun. Urmărește-l imediat. Ți-l trimit pe căpșună. Căpșună. Am înțeles. Cred că mi-au luat urma. Crezi sau ești sigur? Sigur. Dă-te jos. Ești nebună, trebuie să ascundem servieta, altfel nu ne dă niciun ban. Dă-te jos, îți spun. Ascultă-mă cu atenție. Îmi trimiți pachetul mâine dimineață la Constanța prin Nenea Gicu. Îl aștept la ora 10 pe strada Rozelor. Îi spui că sunt medicamente, prafuri pentru ulcer. Imediat ce îl primesc, plec la Oradea. După miezul nopții o să vină confirmarea că am predat pachetul. Te întâlnești cu ei la casino ca să-ți dea banii și dispari. Da. Nu știu unde să ascund servieta până mâine. E în regulă. După cum am văzut, totul a mers ca pe roate. Cum ne-a văzut, ne-a și întins cheile. Că mașina aia are nu știu ce la motor, că asta are nu știu ce la suspensie, am controlat și n-am găsit nimic. Iată, ești liber. Poți să-ți vezi de treabă. Tovarășe capitan, iată ce cred eu. Individul a simțit că noi căutăm ceva și era bucuros că tot căutăm și nu găsim nimic. Zâmbea așa, știți, ca un om care a scăpat de orice fel de bănuială. Să trăiești, tovarășe capitan. Tu ce vrei să-mi spui? De unde știți? S-a scăpat. Nu mai interesează. A intrat în mare și nu l-a mai văzut. Mare, în lac, în Tekigol, în Sutgol, în Murigol, în Sarigol, în Mirigol, unde vrei dumneavoastră. Ce-a fost cu Suta? Gogule, pe cuvântul meu de onoare, dacă sunt vinovat. Aranjați-i cu el dinainte că, mă, când chem pe cineva pe scenă, să vină el, să facă pe prostul, adică să se lase buzunărit. Pentru asta i-am promis 15 lei. Când colo, el și-a luat 100 de lei din buzunar. De unde 100, Gogule, că s-ar avea un sfalț, un escroc ce n-am pomenit? Păi să dau în fiecare seară 100 de lei din buzunar, Gogule. De unde bani? Este. Mă duc la Constanța să-mi fac rost de un colaborator serios, cu carieriști ăștia nu fac meserie. Acum că ne-am măsurat, ce trebuie să facem noi? Să fim legali, tot timpul legali. Să fim în relații cordiale cu miliția. Așa. Când ai spectacol, invită un milițian să stea și el, să se amuze, să-l poți lua ca martor. Așa, și tu, dacă nu vrei să fii bătut cu pietri într-o zi, ia-ți o cântăreață ca lumea. Cântă fals, Gogule, fuge lumea din grădină, da, Gogule. Ca potârnichile. Ascultă, unde sunt fetele? Pe plajă. Sunt pe plajă. Unde? Pe aici, pe undeva. Este. Uite-o, ea e.
Uite-l pe Gogu. Hai să ne facem că nu-l vedem. Uitați-vă și voi în altă parte. Aici era, dragă. Aoleu, de când vă caut. Fetelor, bere la ora asta? Dar ce să bea, dragă, la ora asta? Ceai de tei? Dacă n-am găsit altceva, tot că n-o conia. Lăsați gluma. Fetelor, bosul meu, care plătește în dolari, acum am aflat, vrea să-l acompaniați la Constanța. Gogule, doar nu vrei să ne comercializezi. Stai, mamă, că nu e agresiv. Pe onoarea mea că nu e agresiv. Ce dracu? Vă bag eu pe voi în gura lupului, Toma pe voi? Îi place omului să se uite, să vă admire, să mai schimbe o vorbă, i-ați făcut o impresie? Stai, cum a zis? Formidable. Cunoașteți cuvântul ăsta? Mi se pare că toți francezii spun așa. Tu de unde? Aoleu, când a fost în Maramureș? Păi te strădă gât, că eu n-am ieșire. Gogule, iar începi. Gata. Fetelor, pe urmă voi sunteți niște intelectuale. Vă pricepeți la pictură, la tablouri, la pictori, la curente. Dacă află pănică, mă omoară. Cu ai voștri aranjez eu. Veniți pe răspunderea mea. Mă, fetelor, mă gândesc la un lucru. Logic. Ăsta face cadouri. Schimbă valută în bani românești. De ce să profite altele? Nu? Am chiriat un buic pe care îl îngrijesc eu. Îi șterg bujile, îl spăl, îi fac toaleta. Vrea să merge cu buicul să vede Mozambicul. Mozaicul. Comprene? Ui. Buic, 8 cilindri în V, ce mai stați? Ne îmbrăcăm și venim. Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate? Bine, dragă, dar să nu-mi reproșesc că m-am afișat cu străini. Gata! Eu conduc toată operația. Neagicule, lasă banii, vină un coace. Fă-ne pe de-o cafea, că plec la Constanța să-mi fac rost de un colaborator mai serios. Auzi, nu fi supărat pentru ce s-a întâmplat aseară, că până la urmă a ieșit. A ieșit, a ieșit, dar responsabilul trusului mi-a și dat telefon că vine pe aici. Cine i-o fi spus, doamne? Lasă, vină, de seară o să ies un spectacol nemaipomenit. Poți să-l invii și pe el cu toată familia. Haide, mi-aduci cafea aia, că eu mă grăbesc, te rog. Neagicule, Neagicule, tu e singurul care mă poți salva. Gata, cumnate. Băieți, o cafea mare la domnul artist acolo. Ce-i, cumnate? Mă, eu te tot salvez și tu nu prea te simți. Ai zis că ți-aduce aminte și de mine. Mi-aduc, da. Dar acum stai puțin și ascultea. Ce? Cumpărai niște medicamente de la un marinar, înțelegi? Aha. Medicamente pentru mama mare, care e bolnavă de ulcer și gata să-și dea duhul. Ia-uzi. Și să plec la Constanța. Nu pot să le duc. Nu poți. M-am gândit că poate te duci la Constanța să iei marfă. Mă duc eu după marfă să duc și asta. Bine, hai să o fac și pe asta. Dă-le încoace, da. Mă, te-au filat cumva? Nu știu, poate, aseară. Oricum n-am voie să risc. Aole. Băi, Gicule, telefonul! Da, imediat. Măi, cumnate, e jale mare. Nu mai pot pleca la Constanța. Vine directorul trustului aici. Oh. Dar stai, stai că am o idee. E un artist aici, domnul Patraulea. Pleacă la Constanța și te ajută el. Hai, garantez, hai cu mine. Garantezi? Garantezi, domnule Ina. Sfert. Ne plimb așa de oră. Pe onoarea mea, fata asta nu-i proastă deloc. Și-a dat seama că e urmărită și... Vrea să ne arate tot orașul, o face pe Ghida. Poate că n-ar fi rău să o luăm mai din scurt.
Orice ar fi să-mi încerc eu norocul. Așteptați-mă aici. Aștepta că nu mai vine. A fost arestat acum 10 minute. Fugi. Cum? De unde știi? De la miliție. Dar dumneata cine ești? Eu? Cine să fiu? Capitanul de miliție Panait. Vino cu mine. Unde? Unde aș putea să te invit în altă parte decât tot la miliție? Stai. De ce te porți ca un copil? E greu să scap cu fuga. Îți dai seama în ce încurcătură ai intrat? Spune, nu-i păcat de tinerețea asta dumitale. Dacă ții la anii ăștia, ascultă sfatul unui om bătrân și cum se cade. E mai bine să ne spui adevărul. Hai, fi fată deșteaptă și spune-mi unde aveți întâlnire. La 10, pe strada Rozelor. Bine, atunci ascultă-mă cu atenție. Vreau să-ți propun ceva. Nu merge nici cu magnetofon. Altceva nu știi. Uhăi bade. Foarte puțin să încerc. Zi-o. Uhăi bade, uhăi bade, uhăi mă. Duduie, dumneata ne-ai apărut în cale să ne nenorocești. Poți să fii dumneata rudă cu mama responsabilului. Pentru asta se revolte gras. Nu mai pot să mai suport. Patraule, plec la Constanța. Trebuie să duc altă cântăreață. Asta m-a nenucit. Nu mai pot. Eu nu mă mai duc. Aplic altă metodă. Ce să mă încurc eu cu toți borfași și cu toți nenorociți? Încerc una din nevestele noastre, cu Luminița. Drăguță e, bine, are și glas. Ce să mă încurc? Știi când ne-a spus ea că vrea să încerce emoțiile scenii și a ecranului? Fac cu ea. Dacă te duci la Constanța, du-și și pachetul ăsta. Ai adresa aici. M-a rugat un băiat, cred că-l știi și tu. Sunt niște prafuri pentru bunică sa, niște prafuri americane pentru stomac. Și fac bine la stomac? Vindecă pe loc ulcerul și orice fel de boală de stomac. E. Ce faci, mă? Eu și un pic. Păi să nu observe baba aia. Da. Pune pachetul ăla la loc așa cum a fost. Ce-i țipirii, bă? Tadafire! Tadafire, ți-ai scântit ochii! Tadafire! Ce bălăcești, bă, ochii așa, că mă sperii! Ah! Trandafire, ce-ai, bă? Ce-i, bă, băiatul, ai căzut în cap, bă, de-l pe acoperiș? Trandafire, dă-te jos! Toți! Ce-ai, bă? Trandafire! Trandafire! Trandafire, dă-te jos, că e mașina omului, trandafire. Ia. Patraule, ce e cu el? Păi, unde o duce, să unde ce face? Trandafire, ce faci, mă, băiatule? Uite ce faci. Ce? Mă, băiatule, trandafire, ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Ce faceți? Dați spectacol în aer liber? Gugul a luat niște prăfuri și s-a îmbătat. Prăfuri pentru ulcerul lui. Și acum mănâncă flori? E vegetarian? Dacă s-a îmbătat, să duc acasă. Gugule, Gugule, ce mă strâns galbeni ai? Ce nas, mă, vai! Ce nas, mă, ce nas? A luat prafuri americane. Ce? Orei chiros și ce pulover albastru. S-a îmbătat și vede totul colorat. Mai turbat, mă. Ia-l de aici, că dau cu el de pământ.
Ce ai făcut, Gogule? Nu i-am făcut nimic. A căzut singur. Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Ce mașină neagră. Bă, nu mă călcați pe mătătură, că eu am bossul meu, v-am spus. Uite-l. Trandafire, potolește-te, trandafire, dar... trebuie să-i fac un duș lui ăsta, trebuie să-l spăl. Gogule, eu nu mai pot să plec, trebuie să mă ocup de el. M-a rugat un ospătar de la localul nostru, du pachetul ăsta. Niște medicamente, prafuri, nu știu ce e, dar fă serviciul ăsta, că ne cunoaște, suntem artiști. Unde? La Constanța, mă. Îl cunoști tu? Ai adresa pe pachet. Poftiți, poftiți, frumoaselor, poftiți, poftiți. Liniștește-te, că se uită lumea la noi, Trandafire. Au ieșit oamenii din bloc. Ce mă, să trăiți, tovarășul plutonier? Ce pisică frumoasă! Tăi, vă rog să-l iertați, dar e rău lui Trandafir. De ce? Am mâncat niște prafuri americane dintr-un pachet. Și de atunci mă vede cu nasul verde, mă vedenii, mănâncă flori, am mâncat o jumătate. Feriți-l pe coțel, dar nu că-l muscă, tovarășul plutonier. Și unde-i pachetul? A plecat Gogu cu el la Constanța să-l ducă cu un buic, cu un americat. De mult a plecat? Acum câteva minute. Hai că o să-l faci. Trandafire, potolește-te, Trandafire, ce ești nebun? Ce? Hai acasă, hai acasă. Hai să-ți fac duș. Fă-nani. Salut, bătrâne Tomis! Clipă. Am de făcut un comision. Numai un moment, vă rog. Sărmâile, doamne, iertați-mă că vă deranjez. Strada Rozilor, numărul 12. Nu știu. Ați vrea să mă ajutați să dăm pachetul ăsta? Eu nu cunosc pe aici și sunt cu nu cineva pot, în mașină. Nu sunt grăbită, iertați-mă. Doamne, sunt cu străni în mașină, nu mai pot să-l țin. Maică să e bolnavă, dar bolnavă rău, fiți amabilă. Nu știu, că treceți încolo, Strada Rozilor, una, doua, pe treia, aici? Indiferent, să nu mâine. Că bine, treceți la plajă, bine, dați pachetul. Bine, ce, suntem bine, oameni, doamnă. Thank you.
Domnule, cunoașteți străzile de pe aici? Nu, doamna, nu sunt din Constanța. Nu? Mă iertați. Unde umbli, Haimana? Să trăiți, tovarăș capitan. L-am urmărit pe Gugu, care a dat un pachet unei bătrâne. Și unde e bătrâna? E aici. Era pe aici, tovarăș capitan. De oră îi urmăresc. Mă iertați, tovarăș capitan, dar mie nu-mi pliește la mare. Cred că am făcut insolații. Bătrână? Pachet? Insolații? Tovarăș capitan, a intrat o bătrână cu un pachet înăuntru. În gang? O bătrână? Acolo. Bravo, vină încoa. Știați că orice complicitate cu traficanții se pedepsește foarte aspru, până la 15 ani închisoare? Sigur că știam. V-au silit într-un fel să deveniți complice? Nu. De bunăvoie? Da. Ce v-a făcut să primiți de bunăvoie? Banii? Nu. Atunci, ce? Ce scară! Nu, scara nu e de atunci, e recentă. Ah. Am vorbit cu un tovarăș arheolog și mi-a spus că... Te-ai sindicalizat total, Măitache. Tovarăș arheolog. Și ce ți-a spus tovarășul arheolog? Că mozaicul nu se poate desprinde. E prins cu o soluție specială. Un fel de ciment. Încearcă cu altceva. Cu asta nu merge, încearcă cu la Putna și Voronesc cu icoanele. Lasă sfaturile, Tache, și aranjează un apartament la București. După asta se dispar din câmpul meu vizual, până când te solicit eu, tovarășe Tache. Ți-am promis că stăm la dispoziție toți vechii combatanți. Nu putem să te lăsăm să faci vreo imprudență. Pe aici s-au schimbat multe. E greu de pus ceva la cale. Iar ăștia de la miliție, ăștia s-au făcut ai dracului. Și asta mi-o spui aici, unde zidurile au urechi? L-ai găsit pe Matei Dumbrăveanu? E de acord. Te așteaptă la hotel, dar cu o condiție, fără intermediari. Bine, scap eu de Gogu. Mai vorbim mâine. Acum, au revoir. Mademoiselle, mon cher, hai să o întindem. Adică, mon cher, îți dau liber să faci cumpărături. Iar eu și domnișoarele... Fetele nu prea cunosc orașul. S-ar putea să vă rătăciți. Să mă rătăcesc eu, Gogule? Luați-mă și pe mine, nu o să vă incomodez. Ce hotel de clasa întâi aveți aici? Hoteluri sunt multe, dar sunt ocupate. Domnul Steriade, am impresia că nu ne mai înțelegem. Cheile mașinii. Dar ce-am făcut? Ce vi s-a părut? Dragă, să știi că dacă ăsta îi trece cumva prin cap să nu se poarte ca lumea, eu îl repet și spun de la obrească... Lasă-mă, dragă, pași, mai îmi bate capul. Poftim, poftim. Imediat. A, o clipă. Vă rog. Domnul Vasilescu, a... Ce faci dumneata acolo? Ce, ești nebun?
Să aveți grijă de ele. Puneți-vă centurile. Este logodnicul meu, dar nu știu de unde să-l iau acum. Trebuie să-l găsim în clipa asta. Nu știu unde e. Nu-ți dai seama că viața dumitale și a lui se îndeprimește. Nu e adevărat. Ca să salveze traficanții, vor încerca să scape de voi complicii care știți cât de ceva. Nu. Pentru ei dumneata nu mai există, dar a rămas logodnicul dumitale. Nu. Nu, vă rog, salvați-l. Avea întâlnire la bar, la casino, ca să primească de la ei banii. Vă rog, salvați-l. Nu se poate. Trebuie să faceți ceva. Tovarășe coronel, pe ea nu mai putem conta. Trebuie să mă duc să-l găsesc pe Gogo Seriade. Vă rog să-mi permite să plec. Să trăiți. Vă rog, salvați-l. Vă rog. Vă rog, salvați-l. Vă rog. Salvați-l, vă rog. Dacă o fi și-o fi, intrați toate trei în cameră și vă apărați până la moarte. Să n-aud cheia scăsut în brațe. Ai, dragă, ne-a invitat la o prăjitură, atâta tot ce... O prăjitură? Miliția. Să trăiești, tovarăși capitan! În față, Ic! Gogule, vorbe puține și înșoaptă că n-aude lumea. Știu de mult că ți-e drag libertatea. Da. Ce-i cu pachetul ăsta? Prafuri pentru mama mare. Mama mare, perfect. De unde le-ai? De la prietenul Trandafir, care l-are la prietenul Patraulea, că i l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prafurile? Excepționale. Vino, te rog, cu mine dacă ești bun. Nu pot! Eu conduc un bus! Un turist care a intrat cu nevastă-mea. Da, da, să-i dea da, o prăjitură și vreau să... Patraulea, unde-i Patraulea? Luați-o și pe ea. Patraulea, unde-i Patraulea? Luți, fiți uman. Vă rog, tovarăși capitan, nu-l luați nici pe Patraulea, nu mai luați pe ea. Luați-l. Vă rog, tovarăși capitan, nu mă băgați înăuntru, că eu... Omul, iar înăuntru. Nu, da, Stella, mă luați mașină. Și nu conduceți repede, nu suport. Din cele trei mașini pe care le-am avut în atenție, două au și pornit spre graniță la două minute după ce am arestat-o pe fată. Deci totul este cât se poate de limpede. Nu mai au nicio pretenție decât să se salveze. Pe la orele 9 sau 10 seara, cele două mașini vor fi la graniță. Nu a rămas aici decât mașina cu vânătorii. Da, vânători care au o sarcină precisă. Da, probabil ca să le ducă la tăcere pe cei câțiva complici care știu câte ceva despre rețea. Îl vor căuta cu certitudine pe băiat. Trebuie să-l găsim noi înaintea lor. Imposibil, tovarășe coronel. Nu are nicio meserie, nicio adresă. Și-a dat însă randevu cu ei la casino ca să-și încaseze banii nenorocit. Da. Și o să încaseze un glonte. Aproape sigur. Voi încerca să-l apăr. Nu uita că acești vânători sunt plătiți ca să ucidă, indiferent în ce împrejurare. Și pe stradă, și în bar, și pe întuneric, și pe lumină. Ori, dacă noi îl lăsăm pe băiat... Altă soluție nu există. Nu putem dovedi nimic. Nu avem probe. Vă promit însă să fac tot ce pot ca să-l apăr. Thank you.
Îmi mai puteți răspunde la o întrebare? Da. Cine v-a dat pachetele? Trei străini care în urmă cu câteva luni au mai trecut pe aici. Se temeau să ducă pachetele în mașină. Noi le luam și le transportam până la Oradea. De acolo le luau ei mai departe. Mai erau și alții care îi ajutau? Nu știu, poate. V-a să zic că dumneavoastră le preluați la intrarea pe teritoriul nostru, le transportați prin toată țara și apoi le predați la punctul de frontieră următor. Da. Unde le ascundeau? La motor. Iar în timpul ăsta, controlele noastre pe parcurs, zero. Și cât primeai pentru un transport? Data trecută mi-a dat 15.000 de lei. Chiar nu-i. Și acum o să iei 15 ani. Pentru ce? Poftiți. Pe dumnealui ați vrut să-l omorți. De ce? O să vă spun eu de ce. Fiindcă era singurul care cunoștea rețeaua și sistemul dumneavoastră de a transporta stupefiantele. Și am înțeles că nu vă temeați atât de controlul vamal, cât de alte controle pe parcurs. Și atunci v-ați plătit bine complicii ca să ducă pachetele de la o graniță la alta. Am dreptate? E, acum... cred că nu vă rămâne decât să mărturisiți totul